Salve șacalilor, nu, stai, trebuie să închid geamul, că nu-mi place, să mă audă pe mine. Salve șacalilor, ce faceți? Am lăsat un post pe comunitate, am întrebat, bă, uite, mi-am luat un telefon și aș vrea să, de fapt aș vrea, dacă vreți să fac un video, știi? Și mulți a zis că da, și mulți a zis că da, normal, și a venit, gen, uite, la aici, știi? Ăsta e la vechiul, dar o să-l comparăm noi mai încolo, trebuie să-i scot și cardul și cartela și facem așa o trecere de aia, așa o trecere de aia șmechere, știi? Ăsta avea multe probleme, gen, se tot închidea, nu mergea, avea 100% baterie, deodată se ducea la 1, deodată se închidea, deci avea probleme și cu softul și cu bateria și da, după mult timp a venit ăsta, e, hop. O să mut camera ca să pot să-l fac acolo, da? Și vedem dacă e șmecherie, nu? Tu dai seama că am stat atâta să o focusăm și acum trebuie să mut? Alo. Bun, am pus ăsta, am focalizat, am mâzgălit și ce trebuia mâzgălit și sper că nu se vede, nu se vede. Dar nu cred că aveți voi calculatoare 4K ca să vedeți ce am mâzgălit eu, nu? Ăsta era telefonul vechi, stai să-l și focalizez. Era un Sony Xperia Z1. M-a ținut mai mult decât credeam eu, cred că are vreo 3 ani în total, dar uite-te alea că gen a fost singura folie pusă pe el și foarte tare, dar s-o duci, gen pac. Și aici l-avem pe ăsta nou, gata, tu poți să pleci de aici, ai scot eu cartela după. Nu mă pricep să fac unboxing așa că o să hați așa și sper că l-am tăiat telefonul din prima, adică cred că l-am tăiat, dar e ok. Aoleu, uite-l după atâta timp, uite cât am îndurat, ia. Opa, uite-l, tati, mâncați, aș cred că are un kil jumate cutia asta. Bă, dar nu mai sparge acum, bă, că eu filmez aici. Asta-i, tati, e un Huawei P10 Lite, da? Mamă, urmărit review-uri, am văzut că e șmecher, am zis ăsta, ăsta mă reprezintă. Bun, acum hai să-i facem foarte frumos. Ce scrie aici? I'm secure, no problem, no more secure, că e stricat, eu știi, poc, nu se duce, nicio problemă, băgăm afară. Ok, gata cu securitatea, ba da, mai are încă un, am secure, tu, bine, bine, frate. Să vezi cum bag eu farfurii în tine acum. Fac, scoatem astea. Și ia, uite-l, mă. Bă, dar cum a venit ăsta? Bă, uleu. Așa e cutia, așa vine ambalată, da, cameră și mai jos. Hai să vedem, hai să începem cu asta. Mi se pare că aici trebuie să fie toate chestiile alea. Da, uite, cablu, încărcător. Știu că ăsta are și un supercharger, gen, uite, căștile, dar nu mă interesează astea, le dau la săraci, eu n-am nevoie. Ăsta știu că are un încărcător, stai că scrie pe aici, da, quick charge. Deci stai, fii atent aici. Ăsta e de la, de se încarcă repede, știi cum ar veni? Știi? Și se încarcă foarte repede. Am auzit că poți să-l încarci într-o oră full, gen maxim, da? Hai să vedem. Aici, hai să vedem ce e aici, ca barna. Normal, care, deci cred că ăsta avea un kill, ești nebun la cap, dă manual de un kill. Dă altceva pe aici, alt manual de un kill. Super. Dar aici este frumosul, tati. Uite-l cum uite pe partea asta. Aoleo, fii atent la el, mă, fii atent la el. E bucuria, deci când îți iei un telefon, o, e mare bucurie, mamă, uite că îți dă pe spate. Aoleo, micro sim, nano sim, da, no problem, yes, I know. Da, e foarte finuț, n-ai ce spune, e chiar drăguț, e finuț. Comparativ cu ăsta, stai să ți-l arăt pe ăsta, fii atent. Totuși, vorbim despre o chestie, știi, mă înțelegi, vorbim despre o chestie. Dar nu, unde cheița? Aici e cheița asta, eu știam că arată altfel, dar uite, era aici, deci n-am văzut, eu aruncam asta, făceam direct plângere, stai că nu pot să o scot acum, stai cum o pot, dar pune-o, mă, să o scot, uite aici, fii atent. Bun, nu o să-i dau acum folia jos de pe el, o să-i scot asta în schimb, să-i pun, ia să vedem cum e, e haț, nu? Nu, aici se bagă asta, nu? Deci gata, după mult timp am reușit să deschid chestia asta, trebuie să pur și simplu să apeși un pic cu asta, dar mai tare, dar mi-era frică că dacă m-am băgat aici, am stricat telefonul, ajung prin partea cealaltă, deci n-am vrut. Deci vă zic eu, la telefon trebuie să aveți încredere, pur și simplu când vezi că s-o termina, mai tragi ulea, că și uite cât de lung e asta, bun, și avem aici. Deci am pus cardul și acum avem, cred că ăsta e nanosim, nu trebuie să-l rup ulea, că nu, da, trebuie să rup. Ați am dat aici, am rupt nanosimul, da, sunt pe Digi, reclamă că am mers de 3 ori la ea seară, că nu mai mergea netul, deci Digi, fă ceva, frate meu. Sunt înțepenit, dai. Bun, acum, hai să-l deschidem, vedem dacă are baterie. S-o deschid. Bun, hai. Bun, v-aș arăta și cum e asta, dar nu se mai deschide. Deci nebun că am stat o săptămână fără telefon. Nu știu ce are, mă, nu se deschide. Am încercat toate variantele. Are 64% baterie. Incredibil. Super tare. Selectați limba. Îl dau pe Azerbaijan Shine. Da, ăsta. Îl dau pe United. Mamă, cât îți bagă la început. Gata, get started. Hai să vedem. Eu vreau telefonul. Lasă-mă când pun eu parolă după. Oi, el pe tine. Oh my gosh, el pe tine. System așa. Update. Oh my god. El petit garçon, Liu petit, quick update, dăm aici unul quick, așa știi, până mai vorbesc eu cu voi. Bun, gata, și-a făcut update-ul, acum poate pot să-l și testez, că o dura, că nu și-a făcut update-ul, că aia de la iMac nu poate să-l fac update-ul, dar ok, l-am făcut eu. Ulala, ce frumos e, uite ce frumos e, hai că-l dau așa să vedeți toți. Uite-l, tati, cum e, uite-l ce fain e.
Uite-l ce fain. Știu care și amprentă. Ia să vedem amprenta. Ia uite vremea. O, 30 de grade, ești nebun la cap, de aia nu mai pot eu de căldură. Bun, deci avem, hai să vedem fingerprint-ul și... Bun, vi-l arăt așa în mare. Deci, mamă, e... mi-mi place mult. Avem aici toate chestiile astea. Bine, o să schimb eu design-ul și ăsta îți dă Facebook aparent instalat direct. Toate chestiile aici, deși trebuie să mai pun eu, dar se mișcă extraordinar de bine. Gen, uite, vezi, n-are o problemă. Bun, hai să vedem. Are și fingerprint-ul aici, numai că, gen, trebuie să-l setez eu, mi-este foarte lene. Și cam ăsta îi telefonul. Bun, cam asta e comparația, asta e comparația, se vede, cred că diferă un pic calitatea. Oricum, Sony nu-i marcă de telefoane. Sper să nu vă luați telefoane de la Sony, pentru că e una dintre cele mai mari greșeli. Ăsta e, ăsta e tati, ăsta e, o să-i dau eu asta jos. Deocamdată o mai țin așa până-mi iau o husă ca să nu-l bulesc pe spate. Ce pe care m-am zis că... Cum a să-l stăpânesc sănătos, asta este. Ăsta au fost și videoclipul cu telefonul. O să, gen, dacă până postez videoclipul, o să iau chestiile, vă zic în descriere dacă merge ok, super treaba. Doamne ajută să-l folosesc sănătos. Ia uite-l, hați, uite, stai că-mi cade și camera când îl vede. Ia uite ce pac, cineva mi-a lăsat și un comentariu. Ia fii atent aici, stai să-l deschid. Ia uite, o, se schimbă tema, ia uite, am făcut 66 de pași, mamă, nici nu m-am mișcat de aici, dar e ok. Gata, v-am pupat, pa! Credea că s-a îndrăgostit, el nu știa prea multe, ei nu știau nimic. Super haiku, ca zi rupe maicu. Tu ești maicu, dar îți dai singur like-uri. E dreptul tău să nimic. Tot ce scriu e un refren, sper că înțelegi ce zic. De fapt sunt super fericit, i-am văzut pe toți prea bine. Nu e nimeni, nu e nimic.